Am revenit la neconvențional, doamnelor și domnilor. Ne-am amestecat puțin printre culorile partidelor politice în prima parte a ediției. Am făcut asta pentru că de cele mai multe ori proiectele care vizează comunitatea noastră sunt la rândul lor colorate de orgoliile celor care ne conduc. Suntem adepți ideii că nu ar trebui să se întâmple asta. Cu toate aceste aspecte, trăim aceste... Și n-am văzut o culoare cacao cu lapte, ca să mergem. Sunt culori politice greșite pentru... Și orgolii pe care eu nu le înțeleg în momentul în care ești ales, nu ar mai trebui să primeze orgoliu, deși știm cu toții, fiecare avem orgoliul lui, de ce să ne învârtim în jurul cozii, dar... E vorba orgolii de... politice, e foarte important. Păi, deci, dar oamenii ăștia, dacă ar avea coloană vertebrală, ar avea orgoliile lor. Băi, da. Și m-am încântat să aud că, băi, orgoliul meu e să le-am promis oamenilor că le fac nu știu ce pasaj sau că le fac... Vorbești de lucruri ăla pozitive. Pentru mine ăla e orgoliu. Mie, în rest, mi se par... Nu, eu vorbesc de lucruri negative aici. Da, iartă-mă că... Cam despre asta e... Da, uite, are Claudius idee și ceea ce vrea să spune e mult mai aproape de... Sau poate mai ușor de înțeles, hai să le... Să zicem așa. Sper să reușesc să mă fac înțeles că asta ține de capacitatea mea sau incapacitatea mea de a comunica lucrul ăsta. Spuneam mai devreme că n-ar trebui să mai conteste culorile politice, dar ceea ce se petrece în momentul de față e că, din păcate, unii dintre cei care sunt aleși sau numiți pe anumite poziții nu reprezintă nimic în sine. Adică trebuie să o spun cu riscul de a-i supăra pe unii. Sunt doar X de la partidul Y, da. De la instituția nu știu care, dar ei în sine, ei ca atare, nu reprezintă mai nici nimic. Ca așa se recomandă și expertiză. Deci, uite, acum mi-a venit. Ei când sună undeva, nu sunt X de la partidul. Deci ei așa sună, așa mulți pe sau care... Sau Y de la... De la. Da? Deci trebuie să fii de la, al cuiva. Din partea. Dar nu poți să fii tu. Tu cine ești? Poți să spui numele și dacă ești cineva, te cunoaște. Că în momentul ăla în care oamenii ar reprezenta ceva, ar fi făcut ceva, i-ar recomanda și altceva decât talentul familiei, în momentul ăla ar putea și să aibă propriile opinii, să nu se ignore, dar să gestioneze anumite situații în funcție de cum cred ei că e bine, nu pentru ei, ci pentru cei pe care îi reprezintă. Așa. Ori ei, nereprezentând în sine nimic sau prea puțin, se conformează directivelor de partid, da? Dar să atunci știi când comunică, nu-și comunică propriile idei, poate și din cauza că n-au idei. Păi, da, și atunci transmit ceea ce... Da. Transmit greșit ceea ce... Autorii de strategii le sugerează că trebuie să transmită și așa mai departe. De-aia auzim cântând pe aceeași voce. Da. Da? Și cu aceleași cuvinte. Un pic răgușită, da, cu aceleași cuvinte. Aceleași cuvinte ale limbii de lemn, ale... Da. E foarte ușor să spui nu vreau și cu alte, sau nu pot, sau nu... Sunt lucruri... Eu din ce am văzut și am o sintagmă pe care o folosesc de multe ori, dacă vrei să fii cineva, nu vorbi ca un nimeni. Mie mi s-a părut că am descoperit-o de mult timp în meandrele gândurilor mele și mi s-a părut o chestie foarte interesantă pentru că poate spune și dacă ești de la un partid, poți să spui, sunt cu tare, fără să spui de la ce partid ești, nu trebuie să ai o posesiune, nu trebuie să fii al cuiva, nu trebuie să fii al unui partid ca să fii cineva. Mm. Nu? Da, dar uite că vorbeam și în prima parte a emisiunii despre încredere, că în poliție s-a dus încrederea. De ce? La un moment dat a avut o intervenție, Dan Negru, pe tema asta și a spus că, de fapt, robii din Las Fierbinți, că noi l-am creat, că acel garcea de pe vremuri, noi oamenii l-am creat. Da. Eu nu cred că noi l-am creat. Nu, eu cred că s-a creat singur. Da? Eu cred că garcea nu s-a născut în urma personajului. Nu, și personajul reflecta garcea. Exact. Pe Dorel nu l-au inventat reclamele de la TV. Corect. Dorel exista, era acolo, era în ființa neamului românesc. Exact. Foarte, foarte corecți. Nu. Cei care satirizează anumite lucruri nu fac decât să surprindă esența. Cu esența, esența. Da. E ceea ce a făcut Caragiale, da? Da. Adică Agamiță Dandanache a fost inventat de Caragiale. Caragiale l-a văzut, l-a analizat și a dat un nume, da. Și e prototipul
Șagan nu se dă banache, de la trăiește noi. Bine mersi și astăzi. Da, da. Bine da. Mersi, un salariu de parlamentar. Da. Și nu l-a detronat nimeni atâția, da. Atâția ani. Ca despre asta și în fiecare instituție. Da? Pentru că poliția fără încredere, armata, acum iată că a fost liniște și pace. Armata acum, când se discută despre conflicte, pierde din încredere. Și dacă luăm așa la rând toate instituțiile subordonate, toate deconcentratele, toate au lipsă. Apropo de armata, am văzut un interviu și de fapt era la emisiune pe TVR a lui Bogdan Aurescu, unul dintre cei mai buni diplomați ai noștri, nu știu dacă e de la vreun partid, habar n-am dacă este, dar oricum este unul dintre cei oameni care ne-au ajutat, e avocat, am înțeles, din ce mi-am aduc eu aminte. Iarăși diplomații n-ar trebui să aibă culoare exact. Politică. Dar da, pot fi numiți de un partid, dar ei trebuie să reprezinte înainte de orice altceva interesul cetățenilor, să-i protejeze pe... Da, e o întreagă discuție și despre ce fac ambasadorii, consulii și, mă rog, cei din reprezentanțele. Da, aia sunt imaginea noastră acolo și, de fapt, nu sunt imaginea noastră, că, de fapt, sunt... Și trebuie să ne uităm în oglindă la cum acționează reprezentanții ambasadei americane atunci când un cetățean american are probleme. Poate am avea ceva de învățat de acolo. Păi știm cum acționează și că își protejează la extrem. E chiar dusă la, extrem, la limita cealaltă. La limita cealaltă. Grija asta față de cetățeni. Da, iată că vorbim tot mai des despre aspectele astea negative din Ploiești. Am auzit anul trecut un anunț făcut de edilul orașului că poate o să organizeze un concurs de proiecte, inițiative, tocmai pentru a implementa lucruri frumoase. Deci nu au idei, nu? Hai că și asta... Nu neapărat. Eu cred că, uite, mă uitam chiar acum, eram pe site-ul primăriei. Cred că și aici, la noi la facultate, știi, da. Site-ul a fost făcut de un student pentru lucrarea de licență. Și e bine mersi, după atâția ani, i-au făcut doar update-uri. E același site. Mă gândeam, pentru primărie au fost atâtea... Nu s-a găsit nimeni capabil să facă un site în ton cu vremurile în ton, pe care tu vorbești despre cu Norton Commander, nu? Da. Ăla-i pe Norton Commander, din ce mi-aduc aminte, exact cum e făcut, când eram în 2000 în facultate, da. Apropo, da. Lucram noi și... N-a mai șters nimeni praful pe acolo, pe site-ul primăriei, din păcate. Și asta spune multe despre transparență. Țin minte că unul dintre candidații la primărie avea în programul său și așa ceva, pentru că e un prim pas, sau e unul dintre pașii importanți. Absolut. Pentru a transparentiza, să ai o platformă ușor accesibilă și transparentă deopotrivă. În momentul în care, știți că în momentul în care se digitalizează foarte multe operațiuni, dispar ocaziile în care să cedezi tentațiilor. Pentru că dacă tu nu mai... E un pic mai greu să... E un pic mai greu să-i bagi niște bani în buzunar cuiva online. Cu care nu comunici decât online. Sigur că mai există varianta cu contul, dar nu s-au rafinat încă atât de mulți. Și înseamnă foarte, foarte mult. Pentru că anumite, în mica ciupeală și asta, atunci au loc, când interacționează oamenii. Ori dacă am avea o platformă a primăriei ploieștene, unde să fie foarte clar ce ai de făcut și din câteva clicuri, să obții un certificat de care ai nevoie, să depui actele pe care trebuie să le transmiți. Sunt foarte multe operațiuni care, odată ne-ar economisi timp nouă cetățenilor, probabil că ar mai degreva de sarcini și personalul administrației. Și cred că e genul de investiție care ar merita. Dar gândește-te oarecum banii, da, cu condiția că acela care implementează sistemul să nu fie genul ăla de oamenii se sperie de digitalizare. De magnat care monopolizează sistemul informatic al României. Da, da, da. Cam avem exemple chiar pe aici, prin Prahova. Da, da, da. Oamenii se sperie când aud de digitalizare pentru că interacțiunea între oameni și administrație nu o să mai fie așa de mare. Dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot să lucreze acolo. Adică în spatele digitalizării sunt niște oameni care se ocupă de actele acele și care fac acele acte. Adică tot vor avea locuri de muncă. Să nu se sperie, că mulți se sperie de chestia asta că vine digitalizarea și ne dă afară. Nu e vorba de asta, că tot oameni muncesc în spate. Însă e vorba de informațiile pe care le conține acea digitalizare și cum se revesc cetățeanului, de fapt. În același timp, însă, și oamenii care lucrează acolo trebuie să se adapteze vremurilor. Asta vreau să zic. Altfel vom avea exemplu... E hardware-ul vechi acolo și sunt oameni care nu se adaptează. Mie mi se pare mai mult decât...
Bine, n-am mai interacționat de mult și parcă un pic s-au schimbat lucrurile chiar și acolo. Dar la Poșta Română, ferească-te, națională Poșta Română, cel puțin Română. Până acum câțiva ani, s-ai de depus un colet sau altceva care presupunea din partea angajatei și un mic procesarea efort. Datelor. Da, un mic efort. Pentru că riscai să te prindă sfârșitul lumii da. Acolo. Ceea ce probabil că i s-a și întâmplat unora. Aveai nevoie de niște nervi foarte, foarte tari ca să faci față unei asemenea situație. Pentru că erau oameni care păreau incapabili să, deci, să învețe ce au de făcut, să parcurgă cei câțiva pași pe care îi presupune este. Înregistrarea unui... Și dacă îmi dați voie, apropo de chestia asta și apropo de slaba administrație și de lucrurile care se întâmplă în oraș și de promovarea antreprenorilor și de business și în general, sau de câte acte trebuie să faci o firmă, nu mai zic de lucrurile care ar putea să ducă plus valoare, da? Cum spunea cineva că un dolar pus în tehnologie în așa aduce 25 de dolari în comunitate. Ceea ce e important, noi nu vedem lucrul ăsta. Asta odată. Doi, sunt inițiative private care, de fapt, perpetuează gangrena care există la nivelul administrației. În sensul că sunt oameni care zic că iubesc cu acest oraș și cer bani celorlalți ca să-i promoveze. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Sunt oameni care asta fac. Și încearcă să facă lucrurile. Deci, pentru că slabă administrație, că dacă ar fi o bună administrație, n-ar mai exista mini-rechinii ăștia, cum le zic eu, nu? Că sunt la nivel micro, e tot o ciupeală și o chestie din asta. Gândiți-vă și la lucrul ăsta. Da, există și exemple de bună practică și cred că n-ar trebui să treacă emisiune fără să îi menționăm, cei de la Societatea Culturală Atom, pentru că și mă Big bucur light, că așa, da, mă bucur că ei chiar ies din bula lor, sunt oameni pasionați și pasionați pe banii lor, pe banii lor, pe asta banii e ideea, lor. Da. Și mi-a rămas în minte o imagine de zile trecute când o familie a stat în pasajul de la Tachionescu. M-am dus, mi-am făcut cumpărăturile prin magazin pe acolo. Când am intrat, erau acolo și citeau la fiecare imagine. Când am ieșit, erau la o imagine diferență. Deci oameni care stăteau să citească, oameni care, uite, că mai au nevoie și de așa ceva. Iar cei de la Societatea Culturală Atom, săptămâna trecută au vernisat și o expoziție. Mai puțin obișnuită, este într-un mall. Care a fost înălțat pe locul, mă rog, într-o oarecare măsură, pe locul fostei uzine 1 Mai. Uzina 1 Mai, o știu toți cei care se uită la noi, toți cei care sunt ploieșteni, la momentul de vârf era un veritabil oraș în oraș. Avea 28.000 de angajați, adică imaginați-vă, aproape fiecare familie din Ploiești depindea într-un fel sau într-altul. Uite, apropo de chestia asta, avea pe cineva. Ieșeau 28.000 de angajați sau jumătate, că probabil lucrau în schimburi, jumătate de oameni, 14.000 ieșeau de la muncă. Cum mergeau cu transportul în comun? Atunci cum se putea? Ia gândiți-vă, transportul comun funcționa, da? Că nu mergeau, atunci oamenii nu aveau mașini multe, nu? Ia gândiți-vă, funcționa? Și acum suntem mai puțini care folosim și totuși nu funcționează cum trebuie. Da, adevărat, de asta ține. Și să ne gândim ce datorii imense are în momentul de față societatea care asigură transportul public. Adică vreo 2-3 ani, dacă nu mai mult, potrivit directorului, asta în condițiile în care primăria își plătește toate datoriile către societate. Așa, adică o subvenționează. O subvenționează, întâmplă, da? Plus că asigurând transport gratis pensionarilor și altor categorii și elevilor. Nu mai zic de autobuzele care au venit cele noi, că nu sunt cele mai bune din lume. Și nu sunt achiziționate din fondurile societății, fondurile asigurate din altă parte. Revenind la expoziție. Spuneam că acolo unde cândva a existat uzina 1 Mai, va exista și un cartier de locuințe, dar există în momentul de față un mall. Sigur că mulți sunt frustrați pe tema asta, dar ar trebui să le spunem acestora că înțelegându-le nostalgia și faptul că regretă vremurile în care uzina 1 Mai era un actor important pe scena industriei petroliere, să spunem, din lume, sau industriei constructoare de utilaj petrolier. Da? Vremurile nu mai sunt aceleași. Cumva, în momentul în care s-a luat decizia de a se ridica un mall acolo, uzina nu mai exista. Nu mai exista, erau niște ruine. Da. Singurii care se mai aventurau acolo erau hoții de fier vechi,
și aceeași reprezenta un pericol. Da. Reprezenta un veritabil pericol. Zona era de-a dreptul insalubră. Absolut. Așa încât faptul că ea e scoasă la lumină ar trebui mai degrabă să ne bucure, acceptând ideea că s-au schimbat vremurile. Și că, după cum spuneai și tu, Andy, în tendința, nu, dar în toată, numai în toată lumea este o, de a scoate condiție, afară orașelor agenții economici. În fine, păi nu, agenții mai poluanți, deși tu aveai dreptate iară, că mai avem unul avem cel puțin un important poluator. Nu știu cum în o să oraș. Scoatem pe ăsta din oraș. În oraș și un altul foarte aproape, foarte aproape de, da. De periferia orașului. Lăsând deoparte subiectul ăsta, trebuie să spunem că, iată, găsind înțelegere și susținere financiară la cei care au ridicat molul, cei de la Societatea Culturală Atom au făcut un lucru extraordinar, după părerea noastră, și anume, profitând din plin de arhiva bogată pe care o au de imagini și nu doar imagini, obiecte, care reflectă activitatea uzinei 1 Mai, au organizat o expoziție cu imagini la dimensiuni impresionante, cu texte care pun în valoare imaginile respective. Absolut. Și cu obiecte relevante. Fie că e vorba de medalii, de colecții de ziare, pentru că, iată, întreprinderea 1 Mai avea chiar și propriul ziar, metalurgistul. Da? Sunt foarte multe elemente care aduc în actualitate sau prezintă publicului mai matur sau mai tânăr ce a însemnat uzina 1 Mai. Și în felul ăsta, uzina 1 Mai care fizic nu mai există, poate încă să ofere ceva publicului ploieștean. Publicul ploieștean are ocazia să afle ce a însemnat uzina 1 Mai și poate e și un prilej de reflecție pentru noi toți, la ce am fi putut face ca lucrurile să nu ajungă aici, la ce am putea face de aici încolo pentru a construi așa cum generațiile trecute au construit din ce au avut. E un moment important și nu pot decât să-i felicit pe cei de la Atom că, iată, nu obosesc să găsească noi și noi ocazii de a scoate la lumină, repet, să zicem, pe vestigiile banilor, trecutului. Pe, da? Pe, da, banii lor, că alții pe banii noștri nu fac nimic. Nu, hai, da, să iau, s-au rugat, probabil că s-au înțeles cu cei de acolo să facă toată treaba asta. Bine, îi pun la dispoziție o arhivă extraordinară. Cum a fost cu pasajul. Ei s-au dus și au pus totul la dispoziție. Hai să vedem și noi imaginea și revenim. Ploieștini și nu numai sunt așteptați la centru comercial pentru a retrăi momente din perioada de gloria istoriei petrolului românesc și implicit a uzinei celebre în întreaga lume. 1 Mai, cea mai mare uzină de utilaj petrolier din Europa, producea instalații de foraj petrolier dintre cele mai performante la nivel mondial, achiziționate inclusiv de celebre companii de profil americane. Societatea Culturală Atom Ploiești, în parteneriat cu centrul comercial, au pregătit pentru vizitatori o trecere în revistă a istoriei de 110 ani a uzinei 1 Mai. Fotografiile din diverse etape ale întreprinderii pot fi admirate îndeaproape, împreună cu o scurtă și relevantă descriere. Obiecte de preț din colecția Societății Atom vor putea fi admirate de asemenea medaliile de aur obținute de uzina 1 Mai la târgurile internaționale de profil, diplome, albume fotografice, colecția ziarului Metalurgistul sunt câteva din elementele care pot fi observate în cadrul expoziției. Este o onoare pentru noi să fim gazdele unui eveniment atât de important pentru comunitatea din care facem parte. Ne fascinează istoria acestui loc și a uzinei în sine. Ne bucurăm să putem vedea astăzi în galeria comercială imagini de colecție, amintiri a ceea ce reprezintă mândria Ploieștiului și să păstrăm viu spiritul uzinei 1 Mai, declară Ioana Gheorghe, managerul general al centrului comercial Prahova Value Center. Nu ai cum să te gândești la Ploiești fără să-ți treacă prin minte imaginea întreprinderii 1 Mai Ploiești, un stup care aduna zilnic 18.000 de angajați înainte de Revoluție. Această expoziție se dorește un memento a ceea ce a reprezentat pentru comunitatea ploieșteană întreprinderea 1 Mai Ploiești, dar și un omagiu adus generațiilor de ploieșteni care cu abnegație, dăruire și sudoare au contribuit la recunoașterea internațională a brandului 1 Mai Ploiești. Cu toate că uzina nu mai există astăzi, istoria și performanțele sale vor dăinui peste timp, iar unele din marile personalități ale uzinei, care au adus un aport substanțial la transformarea ei dintr-un nume într-un renume, merită a fi enumerate, declară Alin Tomozei, președintele Societății Culturale Atom Ploiești. Expoziția Uzina 1 Mai, arc peste timp, poate fi admirată în fiecare zi, de luni până duminică, în intervalul orar 9-21. Societatea Culturală Atom Ploiești a fost înființată în anul 2018, cu scopul declarat de a fi o organizație care să sprijine și să contribuie prin activitatea sa la îmbunătățirea mediului cultural ploieștean, la crearea unui climat care să încurajeze spiritul participativ și implicarea citadinilor în viața urbei și, de asemenea, să fie un vector de cunoaștere a istoriei urbane a Ploieștiului.
Da. Așa, dar iată, este o expoziție verințată săptămâna trecută. Ea va fi mult timp acolo. E nevoie, da. E nevoie pentru că sunt oameni care n-au. E posibil, cred că s-au gândit deja, da. Că având o colecție impresionantă, ca unele exponate să se schimbe, nu neapărat panourile acelea, da. Care sunt... Dar sunt oameni care nu știu despre ce e vorba. Da, dacă da e foarte, dar am văzut oameni. Dar am văzut oameni care au rămas. Am găsit și oameni nostalgici care spuneau că ce era aici, că eu mi-aduc aminte, că pe aici intram la... La serviciu... Am avut ocazia să filmez, poate odată o să difuzăm măcar câteva din acele imagini pentru un documentar realizat împreună cu cei de la Societatea Culturală Atom. Am avut ocazia să filmez în ultimele luni de existență halele din Vila 1 Mai, unde natura și intrase în drepturi. Copacii creșteau vertiginos prin tavanul halelor, unde cândva duduiau utilajele. Nu mai era nimic cum pusese, dar ceva mai persista acolo și cred că ceva va rămâne grație inițiativelor de acest fel. Da. Pentru că Uzina 1 Mai va continua să existe în amintirea celor care... A cui a fost terenul sau a fost proprietate privată sau a Uzinei? A fost achiziționat de o societate comercială. Da. Care a decis probabil că asta e... Păi, dar nu avea ce să facă. Apropo de directiva europeană în care n-ai voie să ai fabrici poluante în interiorul localităților sau aglomerărilor urbane. Recunosc că nu mă pricep, dar din ce știu eu și din ce am aflat de la alții, care cu siguranță se pricep mai bine decât mine, la momentul 1989, întreprinderea nu mai era profitabil. Am înțeles. Într-o economie de piață n-ar mai fi avut cum să funcționeze la parametrii la care funcționa undeva prin deceniul 6, când atunci chiar era în plutonul fruntaș al industriei constructoare de utilaj petrolier. E ceea ce s-a întâmplat cu toată industria românească. Și evident că unii au avut grijă. Anditelor, de a se redresa. Da, eu despre petrol vreau să vorbesc, dar acum dacă mi-ați zis că nu mai... Da, avem o carte, e din 2017, adică acum 5 ani, când Petrol Românesc, 160 de ani de istorie ilustrată, este o ediție bilingvă, apropo, e foarte importantă, o ediție bilingvă, scrisă de Gheorghe Sănescu, care e inginer chimist, doctor în științe tehnice cu o vastă experiență în procese de prelucrare superioară a țițeiului. Mihail Minescu, profesor universitar, prorector al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești, specialist în domeniul utilaj tehnologic pentru forraj și extracție, și președintele Asociației de Filatelie Numismatică și Cartofilie din Constanța, Gabriel Octavian Nicolae, este de la colegii mei din cea mai mare librărie din Constanța. Pentru că e o carte care a fost editată la 160 de ani, deci în 2017, când s-au împlinit, spune aici, se împlinesc 160 de ani de când România a intrat în atenția mondială a petrolului prin trei mari evenimente. La Râfor, lângă Ploiești, frații Mehedințeanu construiesc și pun în funcțiune prima rafinărie de petrol de tip industrial, denumită Fabrica de Gaz din România și din lume. În publicația mondială The Science of Petroleum, enciclopedia English Book din 1938, România este înregistrată ca prima țară cu o producție a anului 1857 de 275 de tone de petrol. București devine prima capitală care folosește iluminatul stradal cu petrol lampant rafinat la Ploiești. Așa că e o chestie, un amalgam de tot felul de capitole pe care le puteți vedea, așa sunt, cu tot felul de patente obținute de toate firmele care au fost de la Câmpina, de la Ploiești, de aici, de lângă noi, de la Râfov. E un fel de enciclopedie ilustrată, ceea ce a însemnat buștenari, uitați, câmp de son din 1910, da, absolut. E pentru toți, cam pentru toți ploieștenii e interesant, cam, și pentru prahoveni deopotrivă, pentru că, până la urmă, există o serie de premiere prahovene în ceea ce privește industria de profil. Da. E o lucrare care merită atenția publicului. Dar și-o găsiți în cea mai mare librărie din Ploiești, deci nu e o problemă. Nu putem decât și mulțumesc colegilor de la Constanța că au trimis-o. Bravo. Da. Foarte important. Deci uite, că mai sunt și oameni pe care
merită să-i lăudăm în fiecare ediție. Absolut. De asta cred că merită să continuăm cu rubrica aceasta Oameni, Evenimente, Povești, pentru că Ploieștiul are destule resurse în zona asta. Noi apelăm de fiecare dată la aceste resurse, invităm și pe cei din administrația publică locală, pentru că am văzut de foarte multe ori că sunt în pană de idei. Dar asta să nu ne spună povești, nu? Adică să nu ne spună povești, că poveștile ni le selectăm noi. Avem o vârstă... când putem să ne selectăm. Mulțumesc, dragilor, pentru prezență. Mulțumim. Și-am încălecat pe așa. Și v-am spus, iată, o nouă ediție. Până atunci, ne vedem săptămâna viitoare. Să fiți bine!